Astăzi, așa au fost evenimentele zilei, așa am decis să discutăm prin altă prismă evenimentele care s-au întâmplat pe parcursul zilei de astăzi. Și trebuie să recunosc că eu am simțit nevoia să discut în această seară cu oameni de cultură. După protestele pe care le-am văzut în ultimele zile, iar astăzi a fost apogeul, ca să zic așa, cred că e un moment potrivit să tragem niște concluzii și să înțelegem cum am ajuns în această situație. Și aici mă refer clar la aceste imagini, acele imagini care au apărut în spațiu public cu o doamnă care a venit la proteste să arate fundul jurnaliștilor, alți protestatari care își făceau necesitățile fiziologice pe la copaci în jurul Parlamentului și așa mai departe. Dar bineînțeles că o să discutăm și despre subiecte mult mai plăcute în această seară. E vorba și de evenimentele care s-au întâmplat în Parlament. În sfârșit avem limba română în Constituție și e foarte bine că s-a făcut în sfârșit dreptate. Dar la final o să discutăm și despre acest scandal cu blocul Bibliotecii Naționale cedat Mitropoliei, ce urmează a fi cedat Mitropoliei Basarabiei. Așa, invitații din această seară sunt scriitoarea Maria Pilkin, bună seara, bine ați venit la noi, Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, Alina Radu, directoarea ziarului De Gardă, bună seara. Bine v-am găsit. Bine ați revenit la noi și Constantin Cheianu, publicist și coleg Jurnal TV, bună seara. Salut. Da, am zis că o să începem cu acest așa zis protest pe care îl tot urmărim și îl tolerăm de ceva vreme în Chișinău, cu oameni aduși organizat și există suficiente probe în sensul că aceste proteste ar fi plătite, acești oameni ar fi aduși contra cost în Chișinău, dar vreau să vorbesc, să discutăm cu dumneavoastră anume partea asta care s-a văzut tare azi și care ne-a deranjat foarte mult, partea asta morală. Și să ne spuneți, doamna Pilkin, cum am ajuns în această situație? Fiindcă începeți cu scriitorii, vă amintiți, în copilărie citeam povești, toți am crescut cu povești, și mai citeam și povești rusești, că traduse, că în original. Da. Și acolo era un personaj, Baba Yaga, da? O vidmă din pădure care locuia în acea casă pe două scurme. Și la un moment dat am citit un studiu că Baba Yaga vine de la Babai Aga, un han tătăresc cu care erau copiii slavilor speriați că uite o să vină Babai Aga și o să pățești tu că nu ești ascultător. De anul trecut, din februarie, mi-e frică că cei mici copiii noștri sunt speriați cu Putin. Adică Babai Aga are un nume, are o față și rețelele sociale sunt pline de această imagine, deloc reconfortantă, deloc, să zic eu, liniștitoare, chiar și pentru cei mari. De astăzi avem o imagine cu o doamnă care a făcut un gest așa lipsit de licență în toate sensurile și mi-e frică că copiii din Republica Moldova vor tresări și nu vor risca să deschidă Telegram, canalurile și tot felul de rețele, pentru că vor fi abuzați de o imagine care, până la urmă, este una marginală, care s-ar putea întâmpla să o vezi pe scenă de teatru și să fie altfel interpretată, da? Aici este despre context, că de multe ori le spuneam studenților la facultate, este foarte important contextul. Un costum de baie pe plajă e una și un costum de baie sau fără el lângă Parlament e alta. Da. Ce se întâmplă cu noi, domnul Hadârcă? Rătăcim. La ceea ce ați spus, în momentul ăsta cu protestele, de unii mi-e milă, de alții ar trebui să se ocupe justiția, pentru că ăștia chiar sunt criminali, cei care organizează și instigă în frunte cu
deja e judecat, pare condamnat. Condamnat, da. Fugat, iar ușor. Cei care sunt ademeniți pe bani sunt cu părere de rău și cu durere, o iată, spun. Iată, față de oamenii ăștia, vreau să înțeleg, eu am o confuzie în cap, eu nu știu cum să mă raportez la ei. Sunt manipulați, dar mă gândeam, uite, ție mielă, dar totodată am văzut și o categorie din ăștia care sunt nostalgici după Stalin, după dictatura, care sunt, cred că au nevoie pentru așa ceva gest care, vorbiți, eu nu l-am văzut, chiar aici ar trebui să, nu știu, cred că spitalul de nebuni, nu în zadar avem un spectacol, da, în repertoriu. Cred că o să putem să arătăm. În repertoriul teatrului avem un spectacol de autorul Matei Vișnec, Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mental. Cred că în categoria asta fac parte ăștia și când apare un actor în scenă, de multe ori ziceai, nu e adevărat, asta e teatru. Uh-huh. Și uite că a depășit, deci ei ne-au întrecut pe noi. Noi cei ce vedem în societate, în stradă, te crucești și adevărul de fapt și frumosul, sinceritatea în scenă. Viața bate teatru. Viața bate teatru, da. Ce e în neregulă, doamna Radu, cu aceste proteste? Eu văd aici două probleme foarte importante. Una, cred că este exploatarea oamenilor săraci și dezinformați și omul cel mai trist e cel care e sărac, dar e și dezinformat, cu el poți să faci orice și să-l ademenești oriunde și aici nu sunt pedepsiți cei care cumpără acești oameni. Și aici e chestie penală, deci nu putem să-i condamnăm pe toți. Uneori omul din neștire, și eu nu cunosc niște lucruri despre astronomie, să zicem, și atunci într-o societate de astronomi voi fi săracă, neinformată. Dar și noi suntem generația protestelor din 89. Exact. Și femeile astea cu bromboadele lor de la țară și noi toți avem un respect pentru această generație, că eu i-am văzut la protestele din 89, 90, 94. Nu erau ei. Bine, nu erau ei, dar erau femeile de la țară care au venit să voteze pentru limba română, pentru cultură, pentru multe altele. Ce s-a întâmplat acum cu femeile din generația părinților exact. Mei, a bunicilor mei? Pentru că pentru toți femeia de la țară era, nu zic că așa trebuie să fie, dar era simbolul unei curățenii și a unui comportament moral. Noi nu aveam acest comportament imoral. Eu trec deseori când sunt protestele, merg și eu să le văd acum și văd cum se transformă în latrină Curtea Supremă de Justiție, pentru că după ce se termină tot, ei merg la vale că au acolo microbuzele și pur și simplu merg în spatele Curții Supreme de Justiție și urinează toți pe rând, pentru că nu au fost măcar informați că este un WC public, că nu li s-a organizat măcar un WC public. Omul, dacă vine, i-a adus, organizat la niște proteste, trebuie să aibă niște minime lucruri organizate. Și ei nu-și pun problema că merg acolo și urinează și sunt camere în toate spațiile. Deci această generație de țărani, din păcate, sunt atât de sărăciți și moral și financiar și e o mare problemă, dar penalul îi plătește, îi organizează și penalul trebuie pedepsit. A doua problemă pe care o văd și este groaznic și azi am văzut că e total periculoasă, dar am văzut practic de asta vară, de când au început să fie organizate protestele, radicalizarea discursului de ură. Deci acest discurs de ură avansează, eu nu credeam că nu se poate mai sus. De exemplu, colegii mei au tot întrebat opinii. De ce protestați? Și una dintre... Eu nici nu vreau să pronunț. Noi am discutat în redacție dacă dăm asta pe post sau nu. Vreau să urce Maia Sandu și toți liderii într-un avion și acest avion să cadă în ocean și să-i mănânce rechinii. Deci ce... Vă imaginați ce discurs figurează acolo? Nu mai zic și voi la jurnal și la TV8 și noi la Ziarul de Gard am primit atâtea amenințări pentru simplu fapt că ne aflam acolo ca și reporteri, deci sunt atâtea amenințări documentate, probă, video, nu filma că-ți tai mâinile, nu filma că-ți tai capul, nu filma că te omor.
Sau protestatarii de la Bălți care au spus că ei adună bani ca să găsească un killer care să omoare primarul. Deci acest discurs trebuia de mult să reacționeze Ministerul de Interne. Eu știu că jurnaliștii, chiar și noi am depus o plângere pe aceste amenințări după investigația pe care au făcut-o reporterii de la Ziarul de Gardă și au probat plățile care se fac pentru acești protestatari. Mesajul care ne-a fost scris a fost: ei, Ziarul de Gardă, o să vă tăiem capul, realmente vă tăiem capul. Deci în mod repetat nimeni nu reacționează nici într-un fel. Mă scuzați, dar în acest caz jurnalistul e la locul de muncă. Nu trebuie societatea, de mult instituțiile statului nu trebuie să tolereze acest mesaj de ură, pentru că el îți spune de 3 ori că îți taie capul în public, în mulțime, și a 5-a oară, mă scuzați, dar vor comite această crimă. Nu mai zic că sunt amenințări directe împotriva șefii statului. Sper să aibă un sistem care să funcționeze. Cu ce ocazie admitem să se spună în public că va fi omorât cineva? Deci noi nu ne permitem măcar să zicem că trebuie să moară Putin. Un conducător de stat care comite atâtea crime. Deci nu ne permitem să zicem sau că trebuie să... Sau ne blochează să... Facebook-ul atunci când dăm lucruri mult mai pașnice, ca să zic așa. Exact. Da. Domnul Cheiar. Ca să nu te complici să formulezi o întrebare și pentru mine, mai întâi îți spun că sunt mirat că ai început cu o scenă care e mai degrabă pâinea noastră, a satirii. Da, înțeleg asta. Gestul ăsta de a arăta... ce a arătat doamna. Înțeleg asta. Noi ne ocupăm în emisiunea noastră de asta. Eu văd și eu, ca și Alina, două aspecte, două perspective, una gravă și una mai puțin gravă. Poate că o să vă surprind asta. E grav știind ce stă în spatele acestui protest și cât de bine, uite, pot fi folosiți oamenii. Nu mi-am imaginat că îi scoți la protest, dar îi folosești cu totul pentru altceva și ei sunt inconștienți. Exact. Deci poate așa de ușor opera pe terenul ăsta. Aici e grav, uite, există acest al doilea plan. Din fericire, uite, a existat acest episod de duminică cu conferința de presă a lui Cernăuțeanu, în care ne-a vorbit, ne-a dezvăluit totul, a dezumflat cumva, am văzut culisele acestei povești și ăsta este un lucru foarte bun. Asta e, uite, legat de partea gravă și de acțiunile care stau în spatele acestor proteste, așa zise. Partea care nu e gravă în opinia mea este că totuși asistăm la niște manifestări ale unei mișcări cu totul marginale. Eu așa o consider, acest partid șor care... s-a încremenit la, așa cum spun sondajele, la cele 8-9-10%, șor chiar are mai puțin și nu urcă mai sus și nici nu va urca niciodată. Și ei adună din toată țara, vă zic că tot ce poate fi mai rău. E un fenomen prin care nu suntem deloc originali. Lucrurile astea se întâmplă și în democrațiile mature. În România există o șoșoacă și un aur, care știți că sunt foarte aproape de asta. În Franța, gândiți-vă că aproape jumătate din francezi votează pentru această Marine Le Pen, care mi se pare un clown, n-am cuvinte să o calific. Deci, există, nu poți face aproape nimic cu niște fenomene de astea marginale, cu niște mentalități care foarte puține pot fi recuperate dintre ele. Așa sunt făcute și doar timpul și ceea ce se va întâmpla, dacă societatea va evolua cu adevărat, dacă vom ajunge la democrație și la Uniunea Europeană, ăștia încetul cu încetul vor fi cumva așa anulați de vălătucul istoriei. Nu se poate face nimic cu astfel de mentalități. Vor apărea, se vor reproduce, vor regenera în toate epocile. Uitați-vă, noi cu dumneavoastră ne amintim foarte bine evenimentele astea, acelea din 2000, 2001, 2002, protestele în care erau atunci. Ne amintim opțiunea de vot a oamenilor de la Orhei.
de exemplu, întotdeauna a fost pro-românească, oameni care votau dreapta tot timpul. Pe mine asta mă sperie. Deci acum Orheiu, din punctul ăsta de vedere, arată altfel. Dumneavoastră ziceți că pe măsură ce noi vom merge spre Uniunea Europeană, acești oameni vor rămâne undeva în întuneric. Absolut, ignorați și... Da, dar noi vedem un fenomen invers în momentul acesta, pentru că în 2000-2001-2002 acei oameni erau altfel, acel Orhei era altfel. Acum, acest Orhei pe care îl avem, acum este proșor. Fiindcă mi te adresez mie... Vitale, ce se întâmplă cu societatea asta noastră, cu sistemul ăsta al nostru? Noi nu ne-am maturizat încă ca o structură socială așa puternică și care are o axă foarte clară. Noi am putut în anul 2001 să-i dăm 71 de mandate lui Voronin. Da. Și totodată am putut în 2021 să-i dăm 63 de mandate Maia Sandu. Deci, alegătorul nostru, publicul nostru, încă nu are, cum spun eu, o coloană vertebrală fermă, este în căutarea asta. Dacă alte țări asta s-a format, noi încă suntem în căutarea ei. Eu cred că, uite, ceea ce avem astăzi la guvernare, un președinte cu totul remarcabil și o guvernare PAS, care face, comite și greșeli, dar este foarte bine intenționată, poate este începutul unei perioade când, în sfârșit, societatea asta o să capete o axă și o coloană vertebrală și nu vor mai exista devierele astea dintr-o parte în alta, așa cum nu sunt în societățile stabile democratice, nu se întâmplă așa lucruri de la o extremă la alta. Da, mă uitam și pe sondaje azi, am scris chiar luna trecută despre unul din aceste sondaje făcut de Watchdog, în care vedem o cifră șocantă acolo. Deci la un an de la invazia Rusiei asupra Ucrainei, noi avem în acel sondaj o pondere de 32% din populație care justifică războiul Rusiei contra Ucrainei. Cum se explică treaba asta? Este aceeași maturitate despre care vorbea Constantin Cheianu și, în general, noi, după 90, am cam mers în zigzag. Și acest parcurs zigzagat, să zic, e acel grafic al imaturității noastre, pentru că acest război, deja mai mult de un an, este despre balansarea între trecut și viitor, între dictatură și libertate, da? Pentru că problema domnului Putin este că el n-a știut să învețe pe rușii din Federația Rusă să se reinventeze, să le aducă o nouă paradigmă până la urmă. Și atunci el le vinde acel trecut, da? Și îi sperie cu viitorul. Și viitorul vine dinspre vest. Și atunci acest vest trebuie să fie colorat negativ. Și acești marginali despre care spuneți, da, într-adevăr, ei sunt marginali, dar sunt simptomatici. Ei asigură acei 30% din acest sondaj, care, până la urmă, 30% nu e reprezentativ pentru o comunitate. Dar totuși este alarmant, pentru că noi nu știm încotro va balansa indicatorul în câțiva ani. Desigur că, în acest sens, eu cred că nu doar instituțiile statului, eu nu cred într-un succes care poate vei coborî de sus, eu cred în inițiativele care vin de jos, organic, dar desigur că atunci când există o susținere din partea statului, să vină și de sus și de jos. Dar ce aveți în vedere când spuneți de jos? Schimbarea. Aha, de la oamenii simpli? De la oamenii simpli, această ruptură de trecut, de această balansare zigzagată între azi votăm Voronin și mâine vom vota Maia Sandu, da? Uh-huh. Atunci când oamenii vor conștientiza
Pentru că de altfel să știți că astăzi am avut o discuție cu taximetristul care m-a dus aici. Primul m-a întrebat dacă sunt din România, pentru că a crezut accent că da, am românesc, nu știu ce pronunție. Și pe urmă el mi-a spus, iată ce pretenții are el față de situație. Că e chitanța care vine, factura care vine, într-adevăr e cam mare. Și eu am zis, uite, hai o să vorbească economistul din mine, da? Ca de-o mea specialitate, eu sunt specialist în marketing. Zic, uite, dar e chestiune globală. Adică nu putem acuza doar, iată, o luăm pe Maia Sandu, facem un afiș, îl rupim în, la proteste, da? Până la urmă e o chestiune care economic, americanii au criză, da? Și uneori crizele astea chiar sunt firești și chiar necesare, pentru că o economie liberă, o piață liberă, ea întotdeauna se reinventează, ea tatonează noi direcții, da? Și băiatul mi s-a părut un băiat inteligent, că mi-a spus că e profesor de educație fizică. Și a zis, da, aveți dreptate, pur și simplu știți omul de acasă când vede acea factură, el are această reacție. Și atunci mă gândesc, poate emisiuni de felul acesta, dacă ați chemat niște intelectuali, hai, pretind eu, discuții, emisiuni care să vină în casa omului și să spună, eu într-adevăr cred că ți este greu. Pentru că să fim conștienți de faptul că iarna aceasta am simțit-o. Și cei de la țară chiar au simțit. Dar pe de altă parte au venit lemne. Unii chiar au primit lemne gratuite la țară. Sau au primit mai ieftin aceste lemne. Și să știți că uneori și țăranii foarte... Că există, știți, intelectuali cu două diplome, dar sunt și țărani înțelepți, care are acea înțelepciune de la talpă. Și am vorbit cu unii oameni și au spus, da, uite, da, ea încearcă, guvernarea încearcă, ne-au dat cât au putut. Dar ce să facem, că e războiul? Da, e o chestiune și de comunicare. Eu cred că trebuie să vorbim cu cei de... Că eu chiar la o conferință, un colocviu cu scriitori, am spus, trebuie să ne punem cizme de cauciuc să ne ducem la țară. Cu cărțile noastre, cu capetele noastre deștepte, să coborâm spre popor. Da. Vorbeați spre ăștia moldovenii care îl simpatizează pe Putin și simpatizează Federația Rusă. Justifică războiul. Am să încep un pic mai de departe de la debutul în politică lui Hitler și a lui Stalin. Hitler a scris o carte. Hitler, individul ăsta, a scris o carte. Cu asta a debutat în politică. Mein Kampf. Putin a debutat la începutul anului 2000, distrugând niște posturi de televiziune independente și luându-și-le. Da. Și după asta a început să promoveze la cele posturi ce a vrut el. Hitler cu, vă zic, cartea asta, Mein Kampf, care a devenit bestseller și care a fost o Biblie a nemților, că a fost editată adică, cu aur, mai nu. Ăsta cu televiziuni. Deci, spre deosebire de omul occidental și de europeni, tiranii știu mult mai bine cât de mare importanță are propaganda și, vă zic, tot ce ține de cuvânt și de intoxicarea a oamenilor. Deci, lor, din 2000, de când a venit Putin, simpaticul ăsta pentru ruși, el a devenit automat simpatic pentru moldoveni, pentru că noi priveam și noi televiziunile astea rusești. Exact. Atâția ani nu ne-am priceput nici noi, nici chiar occidentalii. Nu am înțeles că pentru democrație, libertatea de expresie e ceva firesc, e ceva... Ăștia nu au libertate de expresie, dar știu să profite de ea pentru a se implica și a distruge din interior. Asta ni s-a întâmplat. Și acest Putin este chiar carismatic. Este, într-adevăr, ăsta are talent. Era. Bun, acum când l-am văzut în alte... Pentru unii om mai fi rămas. Da, au mai rămas. Și lumea continuă din inerție pentru că atâția ani a intrat în capul lor. Noi care suntem oameni cu spirit critic, pentru noi este absurd. Trebuie să încercăm să intrăm în mintea lor. Tu spuneai să coborăm în cizme de... La fel trebuie și cu capul scobărâm în mintea lor să ne dăm seama că ăsta dacă a stat la televizor și a văzut mereu niște ani, el are alt cap, el e transformat, e făcut. Și de aia, din inerție, încă niște ani,
Abia acum autoritățile noastre, Consiliul Audiovizual, ori a interzis, ori a făcut suspendat. Ceea ce trebuia să facă chiar la începutul lui Putin și nu se întâmpla asta, n-aveam sondajul ăsta. No, dar multe, da. Multe erau azi altfel dacă funcționa justiția în țara asta, că noi cu siguranță am fi avut... Domnul Ienunță, da, sigur că da. Că spunea Constantin despre Hitler și Putin, diferența este mare. Hitler era susținut masiv de tineri. Putin este susținut masiv de oamenii de vârsta a treia. Este deja un indicator care arată chiar că și în țara lui scade această carismă și acest rating al lui. Ei se tem. Acum, dar și în Moldova scade, pentru că anterior sondajele arătau peste 40%, acum a mai scăzut. Oricum rămâne liderul străin cu cea mai mare popularitate. Dar hai să fim sinceri noi cu noi. Deci dacă Maria e expusă la cărți și o pui acum să aleagă între cărți și Putin va alege cărți, sau dacă Petru e cu teatru și îl alegi între șor sau teatru, va alege teatru, sau Constantin între... Da. Programe de umor sau ceva. Noi, ca cetățeni și statul Republica Moldova, i-a lăsat pe cetățeni să se informeze din canalele lui Putin timp de 30 de ani. I-am lăsat acolo și acum, da, trebuie să ne gândim cum ne ducem să scoatem Putinul din cap, pentru că aceste canale, să zicem, au fost limitate acum, dar toate fricile lor legate de ideile induse de Federația Rusă, de Moscova, de expansionism rusesc, au rămas acolo, ei nu s-au lecuit. Ei doar înțeleg că s-a oprit un canal pe care, mă rog, era o plăcere, se uitau la Davai Pajenimsea, da. Și după asta veneau știrile în care li se spunea că Uniunea Europeană e agresivă, NATO ne omoară pe toți, România e fascistă, da, și pe urmă mai departe Davai Pajenimsea. Asta a fost șmecheria lor, că ei dădeau show-uri de calitate. Tehnic, da. Calitate tehnică, da, 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 asta bună, aveam, scumpe ca da. După care îți băgau o doză de propagandă. Da. Dar și show-urile astea, eu cam, adică iertată-mi fie opinia, dar show-urile astea a socialiștilor de la tribuna Parlamentului le-aș stopa, pentru că asta influențează și asupra maselor care vin. Și mai ales acum și când îi văd și că protestează. Astăzi este o victorie și felicitări tuturor. Da, să vorbim despre asta. Cu ocazia... că în sfârșit avem o claritate. Iar pe ăștia pe care noi cu domnul Cheianu în 2003 chiar am protestat atunci împotriva demolării culturii de către guvernarea comunistă. Și eu spun și mai argumentam. Eu mi-am făcut facultatea la Moscova și în 80 toți colegii mei nu o să-mi dea voie să mint când pedagogii de la Moscova, și asta le-o spun lui Voronin, toți, la toți socialiștii, fiu ăștia, lui Bolea, care ascult și chiar le-o vin cu argumentul care îmi spunea pedagogii de la Teatru Vactangov, care ne-au fost în 80. Deci copii, rebeata, în rus am să o spun, cum exact așa. Не может ваш национальный поэт Еминеску, чтобы писал сразу на двух языках, молдавский и румынский. Румынский вас язык. Те, кто считают наоборот, это дураки. Дураки. Петрика, știi care-i paradoxul? Știi cât timp au spus ei asta? Da, da, ei se duc, scuze-mă, se duc cu flori la Eminescu, la 15 ianuarie. Da. Se duc. Acum, nu le-i rușine, asta e plastelie. Socialist. Nu, dar eu spun de profesorii ăștia. Ei ne îndrăgeau foarte tare cât eram în cadrul lor, în Uniunea Sovietică. Le plăcea să pară disident și să pară că ne susțin pe noi. În 2014, când Rusia a atacat Ucraina, Oleg Tabakov, marele actor, care i-a învățat atâtea pe generația asta lui Anatol Durbal, a susținut asta. Deci, cum ne-am despărțit de ei, noi am devenit răi pentru... Noi eram buni pentru ei atâta timp cât eram sub umbrela Imperiului, ai lor eram. No, adevărul e, și aici poate, uite, o să vin cu argument, că noi discutam în lumea noastră de teatru. Grupul nostru care am făcut la Vactangov 80-85, dacă ți amintești, noi am venit români de la Moscova. Români în sensul frumos al cuvântului, educați de pedagogi ruși. Mai târziu grupul lui Durbală, ei mai târziu s-au format,
Ei au venit rusificați în 92, în 93. Parțial, fost... pentru că parțial, s-a desființat URSS-ul. Da, a fost chestia asta. Dar, oricum... Deci acolo ei, încă o dată, repet, că lor le plăcea să pară în ochii voștri, știi, niște oameni care țin la valorile naționale și la... tu nu ai pedagogii tăi nu mai sunt în viață, dar mă tem că la 24 februarie mulți dintre ei care vă spuneau că sunteți români ar fi susținut invazia lui Putin. Poate ai dreptate. Asta este paradoxul. Dar uite că azi avem într-adevăr o victorie, dar aici e și vina noastră a multor politicieni care erau de dreapta și faptul că, iertați-mi fi vorba, dar dacă ați vorbit de fund, și noi am stat 32 de ani cu fundul în două limbi. Și mulți din patrioți ai noștri care n-au avut caracter și îndrăzneala, dar le spune odată și pentru totdeauna. Asta e adevărul și uitam de mult și mergeam înainte. De asta că am stat cu fundul în două limbi, nu s-au făcut investiții în energie. Electricitatea vine din România, din Europa acum la noi. Dar de unde vine? Vine prin Ucraina, tu vine. Vine prin Ucraina. Cu două limbi. Nu, ai noștri parcă repetau mereu că limba e română, dar nu făceau nimic pentru ca să ajungă asta în Constituție. Da. Și nu făceau nimic prin exact. Pentru că erau corupți, Petrică. Cum putea un popor să uite la dânsi și să susțină ce zic ei că limba e română dacă ăștia furau, derupeau? Înțelegi? Existau o contradicție teribilă între prestația lor practică ca politicieni și tezele și ceea ce spuneau ei. Eu cred că acum, când alegătorul vede o Maia Sandu care este onestă, este corectă, este integră și vorbește de limba română, o să accepte mai ușor decât din gura unui filat sau a unui încă nu știu cine. Da, ați început deja subiectul ăsta al doilea pe care vreau să-l dezbatem. Îl dezbatem, am anunțit pentru că e important să vedem ce s-a întâmplat azi și ce urmează după asta, dar trebuie să luăm publicitate și revenim. Zic așa, îl beți, una din voi rămâne și pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru a murat cu totul altfel decât cu moriștile este atâlele. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Hne. Vântule, Maria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun bauză din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi, ca să înulțăm nulură de tâmpiți fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă.
de fapt este o cinematecă a vieții, ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când să împlinesc eu vreo 80 de ani, o să intrăm o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Arta de a învinge poftele în fiecare weekend. La Jurnal TV. Как произошло? Постреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Mria a fost bombardat de către armata rusească. Ești la ulițe, ca будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Стрелей просто, да мы можем. Репортажи, мнения компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хочу, чтобы было покоя и счастья. Новости Журнал ТВ. Da, revenim la discuție. Am zis că o să vorbim despre subiectul ăsta legat de introducerea limbii române în Constituție, dar înainte de asta, numai un pic, vreau să ne mai întoarcem înapoi, pentru că nu am epuizat tot ce vroiam să discut cu dumneavoastră legat de primul subiect, cu aceste proteste. Și vreau să vorbim un pic despre această revendicare absurdă, cu achitați-ne factura integral pe toată iarna. Vreau să înțeleg, eu parcă am așa o... Eu nu înțeleg cum asta poți să vii în fața guvernului sau a parlamentului și să ceri, achitați-ne factura. De ce numai factura? Nu, dar cum poți să ai dosar penal că ai furat din bănci, că ai spălat bani și tu să conduci mulțimea, da, cerând... Deci, Marina Tauber, cu ce ocazie cere achitarea facturilor și dacă există raportul Kroll, care arată... Trei iPhone-e la urechi. Da, și cum chiar piesele vestimentare pe ea sunt okay, scumpe. Eu alt aspect vroiam, pentru că pentru unii... După ce atâta... Dar vreau să mă refer și la ceilalți, la nu, oamenii nu din paranteză, mulțime. O paranteză fac doar ca să înțelegeți de ce mi se pare aspectul ăsta important. După ce atâtea luni au turuit cu achitații în facturile, unora au început să le pare că asta chiar așa și ar trebui să se întâmple. Da? Noi consumăm, ne încălzim, consumăm energie și așa mai departe și vine guvernul și ne achită la sfârșitul lunii tot. Iată, după ce a oferit totuși niște compensații, cam jumătate din facturile a achitat iarna asta. Deci vreau să înțeleg cum asta poate să prindă la public. Este simplu. Ce om pe planeta Pământ vrea să trăiască mai ușor. Și iată, imaginați-vă că dacă ți s-a oferit o compensație, tu primești și bani cash de la șor pentru că protestezi, pe care nu-i declari nicăieri, nu plătești niciun fel de taxe, nimeni nu știe de ei,
Și ție ți se plătește transportul și ți se spune că tu vii, deci tu primești solda asta în fiecare săptămână, tu mai primești niște compensații, pe urmă mai primești niște plăți sociale pentru că ești șomier sau pentru că ai copii mici. N-are importanță că ești alcoolic sau nu vrei să te angajezi nicăieri, dar tu primești niște plăți sociale. Și atunci tu înțelegi că asta e modul de viață pe care tu vrei să-l așa. Ești liber, te duci doar sâmbătă, duminica sau, mă rog, uneori joia și protestezi, primești solda, mai primești și compensație pentru încălzire și de ce să nu? Deci trebuia lucrurile astea curmate un pic din fașă. Atunci când s-a demonstrat că ei a primesc bani ilegali, da, trebuie să se fi făcut ceva. Deci nu poți să primești și bani de la corupți și să primești și compensații la energie și să vii să mai ceri încă și mai mult. Cât de corect este în fața țăranului care nu ia acești bani de la șor să, să plătească el taxe ca să primească protestatarii. Da, voi ați făcut reportajul despre cetățeanul care a cheltuit 100 de lei. Exact, și asta am vrut să deci sunt țărani care muncesc, care plătesc taxe și care spune nu vreau compensarea facturilor pentru că eu cheltui 100 de lei pe lună sau pe iarnă pentru că eu mi-am cumpărat din banii mei un tocător de vreascuri și eu adun vreascurile, da, și fac foc. Fac foc, îmi încălzesc toată gospodăria și nu aștept nimic de la nimeni. Dar acest partid șor care e condus de penal de fapt exploatează și le dă idei acestor oameni în loc să muncim cu toții împreună să creăm locuri de muncă, să vedem într-adevăr că sunt și oameni săraci, nu putem să zicem, lor li se spune doar tu vei primi, du-te acolo că tu vei primi și bani în buzunar cash pentru protest și Maia Sandu îți va acheta factura că noi o să o forțăm dacă nu spunem că o omorăm. Deci, în sensul ăsta, revendicarea asta nu are nicio importanță. Poate fi oricare alta. Ei știu că ei vin să ia bani pentru o mare categorie dintre ei. Poți să le spui să ne guvernul să ne asigure zborul pe Marte. Eu să vină pentru că ei știu că le dă bani. Poți să spun orice. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, acest slogan are ceva pentru mintea omului, ceva atractiv. Ce spune omul când își vede factura cu cele 2-3 mii de lei? Să le plătească ei. Iată de unde îți pornești. Deci e construit foarte bine pe psihologia maselor, omului maselor, simplu. Da. Să plătească ei, nu-i pasă. Nu. Deci ei au găsit o șmecherie care e absurdă, e oribilă din punctul nostru de vedere a oamenilor raționali, dar pentru omul simplu, inconștient, funcționează foarte bine. Da. Deci, pe de o parte, ne ducem pentru că ne dau bani, pe de altă parte, da, iau, să lasă plătească ei. Da, despre toleranța poliției am văzut tare multe comentarii și am zis, haideți să abordăm și elementul ăsta. Unii zic că poliția e prea tolerantă cu acești protestatari, cu acești organizatori de proteste. Alții zic că astăzi costurile democrației. Ați vrut democrație, acum iată cam asta înseamnă democrație. Până unde? Cât e toleranța asta? Cât o putem întinde așa? Sau poliția ar trebui totuși să aibă niște limite după care întreprinde niște acțiuni? Într-adevăr, pe de o parte, faptul că lor nu li se întâmplă nimic, ei nu ajung, acești protestatari, da, nu ajung în închisori, cum au ajuns chiar sub Voronin, da? Semnalează că suntem un stat de drept. Pe de altă parte, eu cred că totuși poliția ar trebui să-și facă treaba mai aplicat, pentru că nu aceste femei trebuie luate la bani mărunți, dar acel care plătește acele solde. Eu cred că există modalități, că nu eu scriitoarea o să spun cum să se întâmple, modalități de a identifica acele nuclee. I-au identificat și jurnaliștii, au mers, s-au documentat video, materialele sunt la procuratură, ce? Procurorii zic că ce? Lucrează. Eu vreau să spun că există tradiția la Ministerul de Interne
să nu pedepsească falși protestatari sau organizatorii de proteste false. Pentru că haideți să ne amintim cum organiza Plahotniuc proteste, forța oamenii să vină la proteste pro-Partidul Asta de atunci a început. Și existau și atunci acțiuni de destabilizare, dar nu li s-a întâmplat nimic. Poliția nu îi atingea pentru că era ordinul de sus și ministrul de interne era controlat de Plahotniuc. După asta au urmat proteste și noi le știm din 1 mai, din 9 mai, organizate de Dodon. Exact această categorie de oameni alcoolizați, mai sărăciți, mai încurcați la minte, nu se pedepsea pentru că era protest organizat de omul puterii. Poliția tot trebuie reformată. Eu nu cred că acum poți alunga toți judecătorii pentru că nu rămâne nimeni. Dacă el își pitoie, și nu cred că poți alunga toți polițiștii care nu sunt conformi și nu știu cum sau respectă încă ierarhia. Aștept că nu o să-mi zică ministru personal dacă să pedepsesc pe cineva sau nu. Deci avem o problemă serioasă cu instituțiile, că nu știu cum, pentru că multe instituții știu doar când li se va da o comandă politică, nu să investigheze. Eu vreau să-l laud în sensul ăsta pe acest Viorel Cernăuțanu. Pentru că eu mi-amintesc când mergeam noi la protestele din 2015-2016 și ședea acel cafcaliuc în spatele cordoanelor astea, undeva departe. Da. Viorel Cernăuțanu ședea lângă Marina și suporta tot ce îi spunea asta în față, deci îl înjosea, îl insulta astea. Și el stătea calm, omul ăsta, și toți polițiștii stăteau calm. Deci ei se comportau bine. Cine nu se comportă bine este justiția, de fapt, Vitalie, să recunoaștem. Dacă justiția ar fi luat măsuri și ar fi acționat cum trebuie, pentru că și procurorii, până la urmă, prezintă tot felul de, nu știu cât sunt de profesioniști întotdeauna, probele lor, dar niște verigi funcționează, cum se ajunge în fața justiției, îi eliberează. Marile figuri din poliția de atunci, începând cu Cafcaliuc și mulți alții, sunt acum de partea lui Șor. Deci acolo este un minister de interne din umbră. Da. Care ghidează, știi, să ascundă capete, să mascheze, să camufleze, să nu știu ce. Deci, pe de o parte, poliția a rămas mai sărăcită de scutul poporului. Exact, pe care... exact. Da. Deci, am o întrebare, e dificil. Da, retorică. Dar transmisiunea acestui Șor, ea este legală? Adică e ok să facem o transmisiune video a unui om care e anunțat în căutare în țara noastră și în acest moment nu se poate interveni de tăiat un cablu, de interzis? Întreb și eu așa. Asta cred că... Bun, fiecare... Noi ca jurnaliști fiecare ne temem de interdicție. Dar este legal că el este totuși un om care a încălcat legea. Da, omul care a încălcat legea practic are dreptul să spună ce crede. Dar nu se poate proteste. Și atâta timp cât nu există o decizie definitivă a justiției. Exact, asta era... Asta nu este până acum. Da. Asta e un show și un... cum mi-a zis, deja e judecat, da, criminal, care alimentează o bună populație. Adevărat, nu, noi ceea ce se întâmplă și prin televiziune, pentru că e show, și din Parlament, alimentează, încurajează la violență, inspiră și prin curaj și mai mult și atunci îi vezi. Există și o lume întreagă la cap, eu mă uit, cu cât mai mult se amplifică deci, protestele astea și nebunia acestor proteste, cu atât mai ferm devin oameni, o mare categorie de oameni de a respinge și de a... Care, chiar unii care poate mai simpatizau, mai își aplecau urechea, acum văd că totul e cusut cu ața albă. Foarte întrebarea mulți oameni își dau seama. Întrebarea este dacă noi, acești oameni mai sunt recuperabile, aceștia care cad în plasa lui Șor și a lui, dacă ei sunt recuperabili, dacă mai are rost să lucrăm cu ei... Ca ei să ajungă pe un drum drept sau pur și simplu renunțăm, îi lăsăm în plata Domnului și mergem mai departe cu majoritatea care... Pentru ei au muncit 20 de ani
niște televiziuni puternice din Rusia, Vitalie. Da. Noi abia începem să muncim cu ei. Noi rezultatele muncii noastre o să le vedem mai târziu și trebuie să avem atâta răbdare și trebuie să îmbrăcăm cizme de gumă, cum zicea Maria, și să coborâm printre ei. Nu să-i așteptăm să urce, dar să coborâm și împreună cu ei să ne ridicăm la niște adevăruri și la niște lucruri corecte. Cu toate astea, chiar dacă sunt organizate, vin de la țară, vin de la nord, da. Am văzut violența la, când a lovit în mașină de la, la Jedinec. Și cu toate astea, satele încă sunt pline de oameni luminoși, frumoși, absolut, înțelepți, care se conduc, conduc după principiul proverbului. Partea frumoasă e că acum înțeleg și mai noi bine pește, decât nu înțelegeau cu 3, 4, 5 ani în urmă. Da. Exact, și ei se conduc după proverbul poporului nostru care când vezi un nebun, ferește-te că are mintea odihnită. Și uite, nu știu, cred că și aici abia acum trebuie să începem, de fapt, să profităm cumva de faptul că o parte din aceste canale au fost blocate, deci există un spațiu în care noi putem intra. Și pe urmă să nu uităm că Republica Moldova este candidată în UE și nu poți să mergi cu acest balast. Deci trebuie să comunicăm cu oamenii și aceștia sunt oamenii pe care îi avem. Ei fac parte din societatea noastră și trebuie să comunicăm cu toți. Nu putem să zicem, eu mă duc în Uniunea Europeană, dar tu rămâi. Noi mergem toți împreună și cu găgăuzii care nu au avut posibilități de informare și au avut doar un fel de informație într-o singură limbă, și cu cei de la Bălți, și cu cei de la Briceni, cu toată lumea trebuie să comunice. Incredibil, dar s-a mai dus un bloc din această emisiune, așa că mai luăm o dată publicitate, revenim și discutăm și despre limba română în sfârșit, și despre mitropolie și blocul bibliotecii. Zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru a murat cu totul altfel decât cu moriștile astea tăle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, spate. Vre. Vântule, Maria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi, ca să mulțăm numărul de tâmpiți pe fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radio Comunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să întrem o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă,
în fiecare duminică de la ora 20 la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri. Fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Așa, revenim cu ultima parte a emisiunii. Da, la noi emisiunea are loc și în pauză de publicitate, să știți. Bun, am zis să discutăm despre această veste minunată pe care ne-au dat-o azi parlamentarii pro-europeni. În sfârșit avem limba română în Constituție, vot final în Parlamentul Republicii Moldova. Evident că, din punct de vedere juridic, interpretările sunt diferite. Am văzut, asta o lăsăm deoparte, partea juriștilor. Scuze-mă, o să dragă Vitalie, da? Deci că interpretările sunt diferite. Din punct de vedere juridic, ai din zis? Din punct de vedere juridic. Asta cum vorbeam, că la noi adevărul e la fondul mării și noi nici ieșire la mare n-avem. Eu când îi văd că protestează, cine protestează? Cei care au fost repetenți la... în școală și au ajuns acum să protesteze și să spună că asta în fața Constituției, în fața Curții Constituționale. Noi suntem, vorbim moldovenească, asta ca și cum ar lua lozinca și spune că 2 ori 2 nu fac 4, dar fac 5. Asta, bă, dacă specialistul ți-o spune că e română, academicianul îți spune că e română, intelectualul îți spune că e română, tu te duci la Eminescu de 15 ianuarie. Te duci, ăștia care protestează, te duci la Vieru, depui flori acolo. Păi limpezește-ți, dragă, creierii. Tu vorbești despre rațiuni, logică. Dar ăștia funcționează după alte, exact. alte reguli. Acolo se amestecă emoție, instinct. Da. Interese? Da. Eu vreau să vedem ce putem face noi toți împreună ca să readucem, dacă o fi fost cândva, respectul pentru actul științific. Pentru că nu trebuie să admitem că oricine trebuie să discute o chestie care este probat științific. Și acum vorbim de denumirea limbii. Da. Dar am avut, de exemplu, oricine decidea dacă vaccinul merită sau nu. Noi ce discutăm, motorul cu ardere internă, câte camere trebuie să aibă. E o chestie făcută de fizicieni sau de chimiști, sau de specialiști. De ce admitem în această societate să se discute lucruri care au o bază științifică și doar pe bază științifică trebuie să ia decizii? Deci nu există un respect pentru știință în toate privințele și iată că am ajuns să-și bată joc în fond politicienii proruși, pentru că altă lume nu are treabă, dar Rusia a fost interesată mereu să nu se numească limba română, știm din ce considerente. Acum, mi-e vine greu, că ne-am săturat, am obosit de 30 de ani ori 80 de ani de disputa asta. Eu nu știu ce înseamnă limba moldovenească. Uite, când încearcă cineva să-mi spună că e moldovenească, asta înseamnă că e cu grafie chirilică, ca cea de la Tiraspol. Mulți așa o percep, da. Ok, și ce am eu cu limba aceea, numiți-o moldovenească, folosiți-vă acasă de ea. Partea complicată, Alina, este că bună parte din oamenii ăștia care au trăit în epoca sovietică până în 91, lor li s-a spus profund științific că e moldovenească. Științific li s-a spus că e moldovenească. Noi, la filologie, cu toată rușinea, dar marele academician Corlăteanu, Dumnezeu să-l iert, care pe urmă și-a cerut iertare, pentru că ne-a învățat, a învățat vreo 7-8 generații de filologi, le-a spus limbă moldovenească, distinctă de limba română și așa mai departe. Deci, cu grafie chirilică, totuși.
Nu, atunci chirilică. Da, chirilică, da, bine, chirilică. Dar vezi că conștiința lor, psihicul lor e așa că poți să rupi, să spui alfabet latin, dar limba oricum moldovenească. Deci poți oricum, după ce vreo 45 de ani de putere sovietică, i-a întărit în convingerea că da, e moldovenească și ei sunt moldoveni și așa mai departe. Totodată, intelectualii care au făcut Marea Adunare Națională din 89-91, au făcut, am văzut că a venit lumea cea admirabilă, entuziastă și a zis da, 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 și s-a dus acasă și intelectualii s-au liniștit, gata, avem limba română și... Nu e adevărat. Au venit poate floare acolo în Piața Mare Națională, dar foarte mulți n-au venit și ăștia pe urmă au votat 70%, 70 de mandate i-au dat lui Voronin și așa 71. Mai departe. Deci noi, intelectualii, ne-am lăsat pe urechea că iată spectacolul acela, băi tot. Noi n-am făcut, prieteni, mă bucur că-i Petrica aici de față să-l laud. În anii 90, noi n-am făcut niciun spectacol despre deportări, despre foamete, despre regimul sovietic, tot ce a făcut el rău. Lumea, dacă înțelegea atunci totul, nu mai existau problemele și limba română era acceptat foarte repede. Eu în anii 90 mergeam la festivaluri de teatru prin lume, veneau estonieni, letoni, vorbeau tot... despre deportări, despre astea în anii 90, te umpleai de lacrimi și de astea, veneai aici la noi, nu vedeai nimic în scenă. Scriitorii se izolaseră după ce s-au dezamăgit că poporul a venit și i-a aplaudat la Marea Adunări Naționale și s-au dus în cabinet și s-au liniștit. Atunci trebuia să bombardăm și cu spectacol, și cu cărți, și cu pictură, și cu tot ce vrei, și cu muzică, în care să ne ocupăm de asta. Se ocupă omul ăsta abia acum, nu? După 2010, da, da, da. Avem spectacol despre foamete. E o întârziere cumplită. De ce să ne mirăm că oamenii ăștia sunt așa cum sunt? Noi nu ne-am făcut datorie, elitele intelectuale. Nu și-au făcut datorie elitele politice, ce au făcut cu justiția noastră, ce au făcut cu toate instrumentele sau elementele constitutive ale unei societăți, a unui sistem. Le-au lăsat toate de dărvală, ei în plus fiind niște corupți. Cum putea? Noi încă suntem fericiți, fraților, când 21 am votat ce am votat și că avem președintele pe care îl avem. Da, imaginați-vă situație ce era mult mai tristă și mai gravă. Era. Încă suntem într-o situație bună, să recunoaștem. Eu îți mulțumesc, uite, că ai vorbit de deportări. Acum 3 ani am montat la Teatrul Național un spectacol bazat numai pe adevăr, pe mărturisirile celor care au supraviețuit și s-au întors cu demnitate din acel gulag. E vorba de Ion Moraru, de Margareta Cemortan Spânu, Ecaterina Chele și credeam că am să-l fac și se va pierde în repertoriu. Se va juca numai la 6 iulie atunci când comemorări. A fost comemorări. În 3 ani de zile mă bucur enorm că la drama asta, unde prin emoții, prin teatru, care are o capacitate și o putere de a ajunge la conștiința spectatorului, vin acum pe 24, iertați-mi lipsa de modestie, se joacă într-aceeași zi 2 spectacole, Dosarele Siberiei, cu spectacolul vândut la ora 2:30 da. Și la 6. Asta trebuia să se întâmple în 92-93-94. Gândiți-vă, cu 30 de ani am întârziat. Și am spus că chiar iertați-ne că prea târziu am abordat această temă. Exact. Și acum anul ăsta, apropo de tema cu limba, lucrez în continuu, am înregistrat la Teatrul Național Radiofonic de la București un roman necunoscut la noi, uitat pe nedrept, al lui Dumitru C. Muruzi, care a scris o carte, un roman, Prebegi în țară răpită. Acțiunea are loc în anul 1850-57, când în 857, sub cizma țaristă, a venit Alexandru al II-lea de la Moscova, s-a îmbătat și la întâlnirii cu boierii, e descris în roman, zice, s-a supărat foc că nu-l înțelegea nimeni în limba rusă,
și a dat ucaz să fie ștearsă cartea românească, școala românească, religia să nu mai fie în română, numai în rusă. Și uite că în 18 a venit acea lumină frumoasă, 22 de ani de România Mare, am avut școală, am făcut, am avut elite. Tu faci scenariu după asta, să faci spectacol? Da, eu lucrez acum la montare. Vrei să-ți dau o sugestie? Cu vreo două luni în urmă vorbeam cu Zinaida Julea, care îmi povestea un episod cu venirea lui Brejnev în 74 aici, și cum ei ședeau la restaurant artiștii, Sulac, Julea și alții, să iasă să le cânte lui Brejnev. Zice, nu ne chemau, eram flămânzi, erau astea. Brejnev s-a îmbătat de tot, rupt, l-au scos așa și ei n-au mai ieșit scânte, au rămas flămânzi acolo. Uite, două paralele la distanță de 100 de ani. Ai, da. Dar vroiam să zic că cei 24 de ani, 22 de ani, din 18 până în 40, noi am avut școală românească și am avut o elită care a rămas aici și duș în Siberia. O parte din elita asta s-a vândut sovieticilor? Da, o parte au pactizat cu diavolul. Sindromul Stockholm. Da. Exact. Dar cu toate astea, noi am renăscut ca pasărea Phoenix. Și în 89, faptul că aveam carte românească cumpărată de la Moscova, de la Cernăuți, de la Odessa, prin drujba, prin elita asta a scriitorilor, prin spectacole montate la teatru, că tu ai văzut atunci, chiar și în 85, cu toate când venisem noi, ministrul culturii de atunci ne-a agresat în cabinetul lui, iertat-mi fi gestul, că Șobiani slășal v slove lumina, accent românski, ni lumina, v slove floare, chestii de astea. Am trecut și prin asta. Și cu toate astea, ecoul celor 22 de ani din interbelic, am avut posibilitatea mai târziu să ajungem la anii 90. Cu părere de rău, am rămas repetenți după 90. Petrică, dacă nu venea perestroica și independența, vă distrugeau și pe voi, așa cum au distrus vechiul Ceafărul. Asta era. A venit, de fapt, istoria ne-a dat o mână de ajutor. Dar despre limbă vreau, da, vreau să revenim un pic la... Da, spunea doamna Radu despre argumentul științific. Când spui moldovenească, trebuie să precizezi grai sau limbă. Exact. Pentru că atunci când spui grai, suntem foarte bine. Pentru că graiul este o parte din limbă și există grai muntenesc, există grai transilvan și grai moldovenesc. Și mătușa Ileana, care vorbește într-un grai moldovenesc de parcă și-ar purta o ie, este foarte frumoasă. Și când mă duc la țară, vorbesc cu ea în grai. Grăiesc. Exact. Ca și cum aș spune... Stați să termin. Problema cu limba moldovenească este abuzivă, pentru că este un produs stalinist. Și atât aici este revoltător. Haideți pentru... să le explicăm oamenilor ce interes au avut sovieticii rușii să ne bage în limba moldovenească. Ca să nu avem identitate oamenii românească. Pentru așa, că în momentul în care era limba română, țăranul de la talpă, de acolo zicea, păi și eu sunt român dacă vorbesc român. Și atunci au luat acest glotonim regional de la Moldova, da? Care era o bucată din Principat și de la denumirea graiului și-au zis limba moldovenească, dar Vinogradov, principalul romanist sovietic, n-a scris nicio monografie despre limba moldovenească, deși a scris despre toate limbile romanice, pentru că nu era idiot și nu putea să alunice în ceva ridicol și să râdă toți romaniștii lumii că a scris despre o limbă inexistentă. De aceea, politicienii noștri știu foarte bine. Chiar și cei născuți în Siberia și deveniți socialiști știu foarte bine ce este cu limba moldovenească. Dar acest sindrom Stockholm de sus, din elite și de la unii intelectuali, scriitori care au pactizat, da, a fost
pompat înspre țăran și țăranului s-a cultivat această ură față de România. Intelectualului se reproșa că se uită peste pârâu, scriitorii nu trebuia să citească Gecălinescu, să nu citească alte cărți, iar țăranului se spunea că de acolo au venit jandarmul care te-a bătut. Jandarmul român care îi dătea cu biciul în palmă. Astea sunt argumente fantastice, raționale, logice pentru noi intelectuali. Omul ăsta trebuie să-i vorbim altfel. Dacă îi spui toate astea, el nu înțelege, pentru că el, dacă tu îi spui că asta i-a impus denumirea de moldovenească și moldoveană impusă de stalinism, care este Stalin? Eu mă consider, el nu face distinție, el nu mai leagă că într-adevăr un regim și o ideologie, nu doar i-a băgat, dar i-a fortificat clișeul ăsta. Noi trebuie să găsim niște argumente pe înțelesul lor. Și aici noi nu excelăm, din păcate. De ce trebuie să mai explicăm cuiva ca să nu se mai revină, că nu se schimbă nimic? Adică acum limba este română, dar viața economică, socială, da, a țăranilor, a tuturor, nu se schimbă nici în stânga, nici în dreapta. E un adevăr. Manualele la școală așa rămân și așa sunt de 30 de ani sau de câți ani. Deci eu cred că trebuie să trecem la altă temă. Întrebarea... în societate, mă refer, nu, dacă la... noi evoluăm să de acum înainte, la mergem, istoria merge înainte și ăștia stau încet, încet deoparte, cei mai puțin pricepuți și mai puțin așa, raționali, da. Și vor, pur și simplu vor dispărea încet. Întrebarea e dacă acest vot de astăzi pune punct odată și pentru totdeauna acestei dispute, pentru că noi... Niște zvârcoliri vor mai urma. Vor mai urma. Eu cred că alegerile la toamnă vor fi sub semnul ăsta. Deci socialiștii asta va vor fi exploata flăguleț din plin electoral. Categoric. De aceea și insist pe acest argument stalinist. Mm-hmm. Că, pentru că replica pe care eu i-aș da unui politician socialist care îmi pompează acest glotonim este că el mă abuzează cu un instrument deja învechit, chiar și pentru el. Ei nu au inventat un instrument nou. Asta... Dar nu putem să trecem la discuție cum trebuie să se numească limba rusă. Da. Exact. Să-i zicem limba moscovită, dacă exact am avea putere și am avea și ne-ar da dreptul Zelenski, să protestăm și noi în... De decretul lui Zelenski, poate numiți Rusia Moscovia. Moscovia. Și limba rusă... Sau și Gorbaciov, că am vorbit Moscovi, de Gorbaciov, avea un grai aparte din regiunea Rostov. Ai limba... Rostoviană. Rostoviană sau limba volgogredeană. Ei toți vorbesc diferit. Și limba rusă are dialecte. Limba română nu are dialect. Totuși, da. Adevărul este că distinția între dialectele lor și limba literară rusă e mult mai mică decât în cazul nostru. Unele limbi au evoluat într-un fel, altele în alt fel. Și franceza, am aflat cu surpriză acum, are vreo 20 de graiuri. Da, da, da. 20 de graiuri care astăzi sunt funcționale, viabile. Poate că și ăsta este un argument să le spunem, că francezii au 20 de limbi moldovenești, ca și cum, sau 20 de limbi de... Nu, ori, dar aici ar fi regional, ca și... Da. Puțin timp mai avem ultima întrebare legat de acest subiect și trecem la ultimul subiect pe care am vrut să-l discutăm, cel cu biblioteca. Întrebarea care mi-a apărut azi este de ce această schimbare în Constituție s-a putut face azi și nu s-a putut face din 2013, atunci când Curtea Constituțională a emis acea hotărâre în care a spus că declarația de independență prevalează asupra Constituției și așa mai departe. De ce s-a pierdut acest timp și noi tot ne-am agitat în această dispută la nesfârșit? N-am avut o clasă politică curajoasă atunci. Era lașă, era coruptă, ziceam vorbe că suntem pentru integrare europeană, profita, specula pe valori europene, dar era vulnerabilă. Lumea vedea că e corupt. Când tu ești corupt, tu nu poți susține niște valori adevărate. Și era șantajabilă. Și în plus, nu era un război șantajabilă de către cine? Da, adevărat asta. Da, era șantajabilă de Rusia. Eu cred că clasa absolut, politică da, a fost toți 30 de ani șantajată de Rusia pentru diferite subiecte. Și Rusia știa mai bine decât noi ce cu politicienii noștri, exact, și ce păcate au și ce pete negre. E prima dată când Rusia nu controlează majoritatea parlamentară. Absolut. Și de asta da, o irită.
că nu s-a făcut o lustrație la timp când trebuia. Uite, dacă am fi avut cât mai multe investiții în educație, cred că dacă am fi fost... Și în cultură. Și în cultură. Fost... Și în... Dacă am fi susținut, guvernarea ar fi susținut și ar fi majorat, în primul rând, salariile la pedagogi, la învățători, să dea pedagogi anumit. Să furi și să dai la pedagogi. Da, exact. Da. Furi, da. Poate aveam altă elită, dar și așa aveam o generație foarte deșteaptă. Tineretul, numai că atâta mi-e frică, tineretul iată pleacă. Iată pentru cine lucrăm noi, iată pentru cine facem. Ei de acum încolo nu vor mai avea probleme cu limba, denumire și cu toate astea. Noi acum suportăm ceea ce nu s-a făcut de-a lungul anilor. Ei nu vor avea probleme. Noi le lichidăm golurile astea și toate problemele. Da. Lor le va fi un pic mai ușor. Da, sperăm să nu aibă alte probleme cu alții nebuni care... Da, și asta e cum da. Ultimul subiect pe care țin neapărat să-l discut și să aflu părerea dumneavoastră despre acest scandal legat de cedarea blocului 2 al Bibliotecii Naționale a Mitropoliei Basarabiei. Am văzut destul de multe, tare multe reacții din partea diferitor reprezentanții ai societății civile, ca să zic așa, cum o numește domnul Perciun, societatea civilă progresistă, de asemenea s-a opus acestei inițiative. Vreau să înțeleg și să văd părerea dumneavoastră, pentru că am văzut că unii fac conexiunea. A, uite că ăștia progresiștii din societatea civilă se opun acestui dar pe care îl face guvernul și înseamnă că sunt securiști. Vitale, vreau să înțeleg... Eu înțeleg încotro, bați, am să spun repede să-i las pe colegi să vorbească mai da, mult. Da, țin timp, pare. Eu sunt încântat de ce societate civilă avem noi acum, care e mult mai evoluată și mai matură decât era mai înainte, și care știe ce cu, adică cunoaște valorile europene din interior, mulți au stat pe acolo și cumva am încredere în ei, dar ei privesc la realitățile noastre moldovenești de parcă am fi un stat european matur, cu democrație și cu toate instituțiile formate și pretinde le cere autorităților și cetățenilor noștri exact ceea ce le-ar cere unor cetățeni și unor instituții europene. Uh-huh. Noi suntem într-o perioadă de tranziție, am acumulat atâtea restanțe, atâtea lucruri nefăcute la timp, atâtea nu i-am îndreptățit pe mulți, inclusiv pe și această Mitropolia Basarabiei. Eu mă uit la Maia Sandu, care este un format de biblioteci. Ea datorează tot bibliotecilor de aici, biblioteci din Europa, biblioteci din lume. Credeți că ea nu iubește bibliotecile? Că ea nu ar vrea să susțină biblioteci și cartea și așa mai departe? Că ea își datorează formația ei în totalitate cărții. Dar fiindcă înțelege că noi trăim într-o realitate care este Republica Moldova, condiții în care avem enorm nevoie de ajutorul prietenilor noștri și a fraților noștri români și așa mai departe, trebuie să pornești la aceste realități și să accepti anumite lucruri. Deci inclusiv, un ajutor condiționat. Inclusiv să accepti că, uite, acest bun trebuie să revină Mitropoliei Basarabiei. Dacă se poate să intervin da. Eu. 3 ani de zile am fost directoare a Bibliotecii Centrale la Biblioteca Municipală, care stă tot acolo unde era. Niciun progresist din ăștia nu s-a scandalizat că exteriorul bibliotecii, pe care o conduceam eu atunci, stă să cadă și azi. Și azi, da. Poate o retrocedăm e. cuiva, poate o salvăm așa. Exact. E o întrebare retorică. Uh-huh. Dar eu mă întrebam, uite când treceam pe acolo, de ce nimeni nu s-a întrebat... De ce un restaurant Piotr Piervui stă în spate, din câte în spațiul bibliotecii? Pe urmă, exact. Se numea Pușkinski, e abiedă.
Într-o aripă stă Pietru I, în alta, alt restaurant, în subsol, simpozion, mă tine. Da, ce vă zic. Bun. Doamna Radu, dumneavoastră sunteți în lista... Eu sunt lista oamenilor care se uită la actele civile de coruptibilitate și la adevărul juridic. Dacă e ceva să fie retrocedat, să fie retrocedat tuturor ce li se cuvine, inclusiv Basarabia trebuie retrocedată, nu? Că a fost cedată. Corect. Deci trebuie retrocedată. Și noi în Moldova avem mii de oameni cărora nu li s-a retrocedat, nu li s-au retrocedat bunurile confiscate. Da. Dar sunt și biserici. Scuze-mă, acum, Alina. Eu nu pun la îndoială, nu contest un act juridic. Dacă există un act, el și acolo scrie că trebuie retrocedat, trebuie retrocedat. Aș fi preferat foarte mult ca cei care sunt pentru acest adevăr juridic să fi putut explica foarte bine lucrurile. Deci într-o săptămână oamenii s-au speriat că rămân fără bibliotecă, pe urmă a apărut versiunea nu că biblioteca rămâne, nu că de fapt vom avea o bibliotecă nouă, nu că nu știu ce vom mai avea. Deci versiuni sunt foarte multe, răspunsurile sunt vagi și dăm speranțe unor oameni care cred că li se va retroceda. Acum eu nu mai știu dacă se va retroceda sau nu. Deci nu, dar nu se pare că nu există încă o hotărâre în acest sens. Nu există o inițiativă, din câte am înțeles. E un subiect extrem de dureros aici cu retrocedările. Toți sunt plini de răni că nu li s-a retrocedat și trebuie explicat. Nu foarte, știm dacă e retrocedare sau donație, pentru că și pe subiectul ăsta se jonglează. Eu m-am uitat un pic pe expertiza pe care a făcut-o cei de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova pe subiectul ăsta. Ei zic clar că e favorizarea unui cult religios, fapt condamnat de Curtea Constituțională. Că transmiterea unui bun valoros doar către un cult religios constituie un tratament preferențial și o formă de discriminare pentru ceilalți. Avem un cult ceilalți. Majoritar care controlează toate. Exact. Da, și mai spun ei că retrocedarea invocată de parlamentari nu este prevăzută în legislație. Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice invocate de Mitropolie indică foarte clar că ea beneficiază doar persoanele fizice care au fost supuse represiunilor, adică nu Mitropolia. Da, deci eu vă mulțumesc. Dacă se face o retrocedare contestată, mai bine poate nu o faci, o pregătești. Da, și cred că nimeni nu își dorește acum să agite spiritele în sensul ăsta în Republica Moldova. Eu vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Doamnelor și domnilor, încheiem aici. Noi ne revedem joi. Numai bine!